Emi, nu vreau să spun lucrurile astea, dar mă luminez și eu, știu cum zice Nicu Alifantis cu Nikita Stănescu, știi, viața mea se iluminează. Ce vreau să zic? E că conștientizez câteva lucruri unde mi le amintesc, alte de conștientizare. Pot să spun că viața mea se deteriorează. Mă simt ca Scully când m-a chemat Boș și FBI, știi? Să trimite la Mulder. Mulder, știi? Și, cum să zic, mă vezi? Sunt îndrăgostit, știi? Păi, ok. Dar mai este un aspect. Și asta vreau să spun și ție, vreau să te bag la cap, ca să știi. Mama mea, adică scuze, zicea ea, da. Ideea e că tatăl meu, dacă nu întâlnea pe mama, adică în fine, ei s-au întâlnit când trăia prima lui soție, se știu probabil de pe anii 70-60, în fine, nu știu, da. A venit tata în hată, tata a venit pe anii 67, la noi. 67-68, de atunci cred că se știu. Dar s-au căsătorit numai prin 81. Dar ce o să zic? E că preoți și oameni de ăștia grei, știi, i-au spus cu mama, că dacă nu se căsătorea cu tata, care era bătut cu trei copii, tata s-ar fi nenorocit, adică ar fi ajuns un nenorocit, știi? Înțelegi? Și asta vreau să știi. Eu spun ca să știi, știi? Emi, să spun ca să știi. Tu, nu știu, băia bun, dar să știi, copile. Înțelegi tu, gândește-te și tu, gândește-te și tu, Bill Gates sau altul. Oameni cu bani, mahări, știi? Baștani. Uite, Stalin, Lenin, nu, nu și tu, țară cotare, regina, uite ce, regina Angliei, nu? Elisabeta II, măritată, bă. De ce? De ce au avut ea nevoie? Ce, nu putea să-și cumpere de groceries? E ceva nou, știi? Acum tu vezi, tu știi. Emanuele, băiete.